Gafă de proporții din partea ministrului Justiției. Într-un interviu pentru un post de radio, Cătălin Predoiu a susținut că fostul polițist, Dan Hosu, a fost achitat în dosarul în care este acuzat că făcea afaceri cu date despre morții din accidentele rutiere. Asta deși o decizie definitivă în cazul soțului fostei șefe a DIICOT, Georgiana Hosu, ar urma să fie pronunțată abia luna viitoare. Ulterior, Cătălin Predoiu și-a cerut scuze pentru că nu a verificat informația venită din surse neoficiale.